Tot cetățenii din Republica Moldova sunt vorbitori de mai multe limbi. Oameni buni, haideți să lăsăm noi la o parte. Voi deja vedeți ce își face Dodon și alții. Unul spare cu Europa și cu NATO. Pe cei de dreapta sunt speriați că vin tancurile rusești. Cele mai urâte tancuri sunt acele tancuri politice care până acum, în 30 de ani, au dezbinat societatea. Cei care au promovat și vorbeau foarte frumos și literar, de multe ori mai literar ca unii scriitori și poezi mondiali, ăștia cel mai mult au furat. Și au furat și acei care au promovat valorile europene, și acei care au promovat relații mai bune cu Federația Rusă. Voi nu v-ați săturat și rupți, distruși, să vă plece copiii de acasă, la alții să pleci părinții de acasă peste hotare la muncă pentru a putea supraviețui. Dacă asta trebuie pe noi astăzi să ne doară și astăzi aceste lucruri pe noi trebuie să ne unească.